Hai, salutare, oameni faini! Sper că aveți o zi minunată! Azi continuăm să răsfăim partea aceasta de fumetiseria Dylan Dog și de data aceasta vom răsfăi împreună numărul 229, ce a apărut în anul 2005, deci acum 19 ani, și avem așa de data aceasta Il Cielo può attendere sau Cerul poate să aștepte, da, un număr care a avut, mă rog, când a ieșit, a costat 2 euro și, mă rog, 2,5 euro, Italy Only, bineînțeles că na, Italy Only, nu se exportă bine, coperta, să zicem că așa, e hit or miss, adică nu pot să zic că e cea mai wow copertă din seria Dylan Dog, dar povestea, să zicem, a fost bunicică, bunicică, deci nu a fost nici cea mai slabă, dar nici cea mai wow, cum suntem noi obișnuiți din seria clasică Dylan Dog, dar a mers așa de citit într-o seară, cum să nu, și mai ales pe partea de volum, da, cum menționam, numărul 229 a apărut în octombrie 2005. Așa, avem un scenariu de Michele Masiero, desene de Corrado Roy și, bineînțeles, cum să nu, copertă de Angelo Stanu. Adică am impresia că la câte ani răzvăi până acum, numai Angelo Stanu se ocupă de coperțile seriei Dylan Dog. Bine. Dăm și de pagina așa cu mai multe detalii despre atât numărul acesta, date despre editură, alte apariții mai noi, una alta. Da, frumos. Să spunem că desenele s-au ridicat cât de cât pe măsura așteptărilor la Dylan Dog-ul nostru clasic. Și așa, mai pe scurt, ca și story interesant, să spunem că ne trezim așa dintr-o dată cu, să zicem așa, un înger care începe să-și povestească puțin, mă rog, viața lui trecută de pe planeta Pământ, cum a murit, cum a ajuns în rai, cum se plictisea în rai, un alta, bla bla bla, și dintr-o dată cum se gândește el, băi, da, vreau să merg din nou pe Pământ, să văd cum e Pământul, că aici în rai la noi e cam plictiseală. Și evident, când ajunge pe Pământ, cumva o organizație care vâna îngeri cumva o să încerce să pună mâna pe el, îl capturează, îl torturează, îi taie aripile și el cumva, păi și cadă acesta, demențial așa pe alb negru, n-ai cum să nu apreciezi arta aceasta, adică nu știu cum ar fi fost dacă ar fi fost colorate, dar îmi place. Dar să spunem că, na, îngerul nostru cumva reușește să evadeze și cumva la un moment dat va reuși să se intersecteze cu Dylan Dog, care o să-i povestească povestea lui și vine Dylan Dog, ok, un înger, ok, deși el îi arată, băi, da, uite pe spate când mi-au tăiat aripile, avem urme, avem dovezi așa, și o să-l convingă cumva pe Dylan Dog că, na, să-l ajute să ajungă până într-o locație unde de acolo ar putea cumva să se reîntoarcă în rai. Zi și făcut, să spunem că, na, începe marea călătorie a celor doi către locația respectivă, numai că pe tot drumul lor, prin diferite zone, diferite sate, localități, încep să se întâmple lucruri bizare la oameni. Mă rog, unii mor, alții sunt omorâți, dar în diferite așa, metodele astea mai ciudate, mai creepy, mai de neînțeles. Și, evident, când vor ajunge la destinația respectivă, vom afla așa mai multe despre acest zis înger al nostru și cam care a fost legătura dintre el și cam tot ce s-a întâmplat pe drumul lor cu acele evenimente nefericite de care au avut parte oameni nevinovați în diferite circumstanțe. Și evident a fost așa ca așa o răsturnare a situației când aflăm că, băi, de fapt, echipa care a prins îngerul, de fapt, nu e o echipă așa de lucruri supranaturale și asta, de fapt, nu e un înger. Adică, pur și simplu, echipa respectivă de, în ghilimele, răufăcători, era compus din fata acestui om și anumiți oameni care încercau să îl captureze și să-l ajute. Pentru că, acum ceva vreme, eroul nostru, acest înger, a lucrat pentru, mă rog, o centrală nucleară. Dar, din cauza unui eveniment, să spunem, destul de urât, care a produs la niște declanșări de radiații și care a produs câteva victime, să spunem că acest personaj a fost iradiat, din păcate, mă rog,
și corpul lui nu o să mai reziste până la bătrânețe, adică mortalitatea lui a fost scăzută considerabil, numai că cumva a căpătat niște puteri paranormale și, mă rog, puteri mai mult așa psihice, la modul în care el putea să-și influențeze, să zicem, percepțiile celor din jurul lui. Și cumva, el nemrămânând în urma incidentului așa întreg la minte, începe să-și închipe diverse lucruri și acele închipuiri cumva se reflectă și asupra celor din jurul lui, ceea ce le vor induce, poate, na, anxietățile, dacă cuiva era frică de un anumit tip de monstru, cumva îi proiecta că monstrul e pe calea lui și nu știu, omul respectiv se bătea cu monstrul respectiv, dar poate el se bătea cu un perete, poate el a căzut de la etaj, poate fugea pe un câmp și a intrat direct într-o sârmă ghimpată și s-a zbătut acolo până s-a tăiat peste tot și amâne, deci de forma aceasta. Și pur și simplu echipa respectivă încerca să-l captureze, bineînțeles îl menține sub control, să-i pună o anumită cască pe cap, astfel încât să-i oprească acele puteri pentru a nu mai crea problemele din jur. Și pe tot parcursul drumului cu Dylan Dog, bineînțeles că și Dylan Dog a fost afectat și puțin credea în povestea lui și a fost atras în această fantezie că ajut un înger, că îl duc acolo și nu vedea anumite lucruri și da, practic și Dylan Dog a fost salvat pe această cale. Da, e drept, în cele din urmă să zicem că da, la un moment dat personajul nostru, acel înger, el moare, dar totuși ne prezintă așa un cadru în care, bă, cine știe, poate a rămas în sinea lui, se gândea și a rămas așa doar o amintire în eter că da, el s-a întors în rai și toate cele. A fost un story bunicel, deci nu pot să zic că a fost, băi, cel mai wow, nu a fost nici chiar cel mai nașpa, merge așa, pe în panteonul serii Dylan Dog, e așa, un story clasic, bun, bunicel. Continuăm, bineînțeles, începea și aici Sergio Bonelli cu reclamele, dar tot în grupul lor, adică putem să vedem așa reclame la ce volume mai apăreau, de la, bineînțeles, Tex și Tex Wheeler, cam am. E, în continuare la zi Maggio Vento, toată serie Zagor, bineînțeles, Mr. No, la fel unde e personajele demențiale și o să apară și pe canal, seria Dylan Dog, mai avem Brad Baron, seria Julia, Brandon, Napoleone, Lex Weaver și Nathan Ever, bine, Lex Weaver e așa un spin-off din Nathan Ever. Nathan Ever este una din seriile mele preferate la Sergio Bonelli, urmate de Dragonero și apoi de Dylan Dog, Martin Mystery. Adică de asta te uftici o leacă când te uiți, uite bă câte scotea în Italia numai editura Sergio Bonelli, nu le mai punem și pe celelalte. Dacă, na. Dampir, evident. Mai avem așa un preview pentru numărul 230 și avem așa Linquilino Misterioso sau Chiriașul Misterios pe care evident îl avem, o să apară așa într-un video viitor. Și spre final, așa o reclamă, mai avem așa Dylan Dog, așa, un număr mai special de 160 de pagini. Nice. Da, no. Pentru așa un volum de citit într-o seară, chiar a mers. Mai pe scurt, acesta a fost Dylan Dog cu menționa numărul 229, aport în 2005. Sper că v-a plăcut. Nu mă rămâne că să vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Nu uitați, un click acolo pe butonul de subscribe face banda desenată fericită. Vă urez o zi cât mai bună și evident, paftă tuturor.